Există numeroase situații în care ne confruntăm cu sângerarea gingiei. În mod normal, gingia are culoarea roz și este formată dintr-un țesut fibros puternic vascularizat. Sunt și cazuri în care aceasta se poate inflama și capătă o culoare roșiatică. Gândiți-vă la cavitatea dumneavoastră bucală. Dacă nu este îngrijită corespunzător, atunci apar și problemele. Gingiile influențează sănătatea dinților. Din păcate, acesta reprezintă un aspect pe care pacienții tind să-l neglijeze. Gingivita este o inflamație a gingiilor, care apare din cauza plăcii bacteriene, din cauza tartrului dentar, din cauza dereglărilor hormonale. Cel mai bun tratament este profilaxia. Da? Ca să nu ne confruntăm cu astfel de probleme, trebuie să respectăm câteva reguli de igienă bucală. Periajul dentar de două ori pe zi este o regulă primară a igienei orale și care ajută la sănătatea gingiilor. Folosiți ața dentară pentru a înlătura resturile dintre dinți. Scăpați de obiceiurile vicioase, cum sunt rostul unghiilor sau a pixurilor și evitați utilizarea scobitorilor. Acestea pot afecta gingia. Și gravidele se confruntă cu sângerarea gingiilor din cauza modificărilor hormonale. Pe perioada sarcinii se mărește foarte mult nivelul de progesteron, care favorizează dezvoltarea bacteriilor în cavitatea bucală. Aceste bacterii formează o placă bacteriană pe suprafața dinților, care irită foarte mult gingia. Unele gravide pot avea gingii ușor înroșite și care sângerează la periaj. Gingivita apare la gravide din luna a doua de sarcină. Specialiștii recomandă femeilor însărcinate alimentația corectă cu alimente sănătoase și consultul periodic la medicul stomatolog. Sângerările gingivale apar și în cazul montării unui implant. După această intervenție, igiena cavității bucale este foarte importantă. De aceea trebuie evitate crearea unui mediu în care se pot dezvolta bacteriile, fumatul și consumul de alcool, pentru că acestea irită mucoasa lezată.